Sărbătoarea tuberozelor va fi organizată și în acest an la Hochilag. Localitatea va găzdui evenimentul în zilele de 6 și 7 august. Manifestarea din acest an propune participanților tururi ghidate în grădinile cu tuberoze, evenimente culturale, serate muzicale, lansări de carte, dar și alte surprize. Printre evenimentele care vor avea loc se numără și o conferință specială susținută duminică de la ora 15 la Biserica Evanghelică din Hochilag de părintele Constantin Necula. Ca de obicei, lucruri frumoase o să găsiți la sărbătoarea tuberozelor. Lansări de carte, o să lansăm în această sâmbătă monografia Valtudului, ar fi ultima monografie din cele trei ale statelor noastre, lucrări care vor fi predate în școală copiilor. De asemenea, avem spectacole, avem conferința părintelor Necula și vă așteptăm cu toți și să fiți prezenți duminică în Biserica Evanghelică de la ora 15, ateliere, activități pentru cei mici, târguri de produse locale, lucruri frumoase, într-un cuvânt, așa cum am mai spus. Mă gândesc că nu vor lipsi tururile ghidate prin grădini. Asta da, sigur că da, sigur că da. Din păcate, în acest an, florile nu sunt atât de multe sau nu sunt atât de înflorite, pentru că, așa cum știm, a fost un an atipic și atunci, din păcate, repet, turiștii nu o să poată vedea atât de multe tuberoze înflorite ca și în anii precedenți.